Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a organizat astăzi la Ploiești o întrunire în cadrul căreia s-au discutat strategiile pentru dezvoltarea IMM-urilor. La eveniment a participat și noul președinte al Consiliului, Florin Gianu. În calitatea de președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, am solicitat prefecturii Prahova o întâlnire cu Comisia de Dialog Social, pe de o parte, pentru a expune o serie de probleme cu care mediul de afaceri se confruntă. Pe de altă parte, cred că este foarte important ca în comunicarea publică, întreprinderile mici și mijlocii și mediul de afaceri să aibă un rol important. De ce s-a ales Ploieștiul ca loc de organizare? Ploiești este un puternic centru industrial unde patronatul din Prahova și are o puternică reprezentativitate. Ce ar trebui făcut în Prahova pentru IMM? Ar trebui făcute mai mult în parteneriat public-privat. Eu aș scoate în evidență, în primul rând, partea de parcuri industriale, centre de inovare și atragerea fondurilor europene. Mai avem un plan de măsuri de parteneriat public-privat care este absolut neglijat din partea guvernanților și nu în ultimul rând dezvoltarea infrastructurii. Eu nu mă refer la transportul în sine, ci infrastructură înseamnă și alimentări cu apă, și canalizări, și irigații, și apărarea împotriva incendiului, și reîmpădurire. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a fost înființat în anul 1992 și este o confederație patronală română cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală și apolitică, reprezentativă la nivel național de utilitate publică. Instituția asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor și a mișcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.